Un lucru care m-a frământat foarte mult din cuvântul pe care l-am citit în această zi din Evanghelia după Ioan a fost această întrebare pe care sau cu care preoții și Iudei aceea îl presau pe, Domnul Iisus, pe, pe Ioan potetătorul. Cine ești? Cine vă spunea în felul următor? O singură dată în viață am rămas fără cuvinte atunci când cineva m-a întrebat cine ești. Vi s-a întâmplat vreodată în viață să vi se pună în mod direct și serios această întrebare, cine ești? Nu din punct de vedere al numelui, al profesiei, al carierei, al poziției. Cine ești din perspectiva lui Dumnezeu? Cine ești din punct de vedere spiritual? Au venit Iudei aceștia se pun întrebarea, cine ești? Credeți că nu știau că îl cheamă Ioan? Sau alte detalii despre el? Poate știau ceva din istoria lui, poate știau că s-a născut într-un ca printr-o minune, că Elisaveta l-a născut la o vârstă foarte înaintată. Și atunci dacă știi cum îl cheamă, dacă știi din ce familie este, dacă știi istoria lui sau din istoria lui, ce sens are întrebarea asta, cine ești? ați rămas vreodată fără cuvinte. Dacă vi s-a pus această întrebare, cine ești? Dragii mei, știți de ce este cea mai serioasă întrebare din viața noastră? Despre asta vreau să vorbesc, despre cea mai serioasă întrebare din viața noastră. Știți de ce este cea mai serioasă întrebare? Pentru că atunci când cineva ți-o pune în mod serios, Trebuie să te întorci înspre tine însuți și tu să-ți pui această întrebare. Chiar cine sunt? Cine sunt? Cine sunt când stau aici, printre ceilalți, la biserică? Cine sunt când plec de la biserică? Cine sunt în familie? Cine sunt la locul de muncă? Cine sunt la școală? Cine sunt când Dumnezeu ar trebui să răspundă la întrebarea asta? Cine este persoana cu tare? Ce ar zice Dumnezeu despre mine? Știți că Dumnezeu se pronunță în Scriptură despre vreo câteva persoane și își spune părerea Iov, David, Daniel. Dar ce ar zice Dumnezeu despre mine? este compatibilitate între ceea ce zic că sunt și între viața mea de fiecare zi, între ce văd oamenii în viața mea, dragii mei, este compatibilitate. E serioasă întrebarea asta pentru că trebuie să mă întorc înspre mine și să-mi pun întrebarea, cine sunt? Și această dimineață, dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu să învățăm de la Ion Botezătorul cam cum se răspunde la întrebarea asta. Cum ar trebui să răspundem la întrebarea asta? Ce ar trebui să existe în viața noastră ca să putem răspunde, dragii mei, și chiar să fie adevărat ceea ce răspundem la această întrebare? Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze? Dacă nu ne-am preocupat foarte mult până astăzi de cine suntem noi, care este identitatea noastră spirituală, Dumnezeu din cer, dragii mei, să ne dea această preocupare. Sunt atâtea preocupări pe care le avem de toate, din toate domeniile, mai ales în vremea asta complicată. Să ne preocupăm de identitatea noastră. Cine sunt eu? Deci, mei, primul răspuns pe care vreau să-l dau și mă folosesc de acest cuvânt din Scriptura, de experiența asta lui Împotezătorul, este următorul. Eu Botezătorul vorbea despre sine ca despre omul care nu se dă drept altcineva decât este în realitate. Au venit trimișii aceștia, iudei aceștia și au pus întrebarea, cine ești? Ești Hristosul? Nu sunt. Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Făți-mi, acum vreau să vă întreb, era în avantaj lui să răspundă sunt Cristosul sau Ioilie sau... Știți, Cristosul era așteptat de către națiunea lui Israel. Ilie era un personaj important în istoria lor. Procul era așteptat din vremea lui Moise, că Moise zis că va ridica din mijlocul națiunii un proroc ca și el. De el să asculte națiunea. Dar Ioan zice, nu sunt. Nu mă dau altcineva decât sunt deci, știți că există în viața noastră ispita asta, în anumite circunstanțe, să ne dăm altcineva decât suntem? Știți? S-a dus nevasta împăratului robam la profetul Ahia. Dar și-a schimbat înfățișarea, deși procul era bătrână și nu prea vedea bine. Dar a fost învățată să se schimbe ca să se dea drept alta. Și când a intrat în casa profetului, dragii mei, omul ăsta bătrân care nu vei vedea bine a zis, de ce vrei să te dai drept alta? Adică de ce nu vrei să fii cunoscut așa cum ești, nevasta împăratului? De ce vrei să fii altfel? Știi de ce? mi simplu, sau, sau vrem să ne dăm alții pentru că vrem oamenii să ne cunoască cum vrem noi să ne cunoască, nu cum suntem în realitate. Credem că obținem avantaje. Obținem ceva, ajungem undeva. S-au dus frații lui Iosif în Egipt după multă vreme de la momentul acela în care ei îl vânduseră pe fratele lui Iosif și când a fost vorba să spună ceva despre ei, despre identitatea lor, despre cine sunt ei, că Iosif care știa a zis despre ei, voi ăștia sunteți scoade. Au zis ei, noi suntem oameni de treabă. Dar de ce au vrut să își prezinte o altă identitate? Că nu erau oameni de treabă. Cu istoria lor, dragii mei, o știa Iosif, o știau ei, o știa Dumnezeu din ceruri. De ce în contextul acela au vrut să, să, să zică noi ăștia suntem oameni de treabă? ca să aibă trecere, să câștige ceva, nu? Când poporul lui Dumnezeu a început campania aceea de cucerire a Cananului, spuneți vă Scriptură că au venit la eu la un moment dat niște oameni în zdrențe, cu niște saci la ei, cu niște pâine mucegăită, cu, mă rog, sandalele poate jerpelite, Cine sunteți voi? Cine sunteți? Poate sunteți vecinii noștri, a zis Iosua. Și a zis, au zis Gabaunițu, nu, nu, nu suntem vecini voștri, noi suntem de undeva de departe. Uite, când am plecat noi de acasă, hainele astea erau noi. Pâinea asta era cald, acum e mucegăită. Vă dați seama ce de departe venim. Nu suntem vecinii voștri. Mai vreau să vă întreb, de ce s-au dat ei drept alții? Să fie lăsați în pace. Că știau că dacă sunt vecini cu ei, oamenii ăștia cu care era Dumnezeu și care au în, în campania asta de cucerea a caranului, o să dea peste ei. Vi s-a întâmplat vreodată să ziceți că sunteți cine nu sunteți pentru ca să fiți lăsați în pace? S-a întâmplat? Să nu se știe că sunteți creștini, să fiți lăsați în pace. Să nu, să nu se știe că aparține nu știu cărei grupări religioase sau biserici. Să fiți lăsați în pace. Vi s-a întâmplat să vă dați drept altcineva să aveți avantaje? Să fiți acceptați. Scrie Pavel către galanteni în capitolul 2, mi se pare că ceva despre o experiență pe care a avut el și cu Chifa, cu Petru. Când a venit Chifa în Antiohia, zice Pavel, i-am stat împotrivă că era teosândit. Dar de ce? Până n-a venit delegația aceea de la Ierusalim, de la Iacov, Petru a a trăit ca un creștin liber. A stat la masă cu frații dintre neamuri și la masă cu frații dintre iudei. Când a venit delegația de la Ierusalim, a început să se prefacă, să dea semnal celor de la Ierusalim că el este iudeu și n-a mai stat la masă cu frații dintre neamuri. Și a zis, Pavel, dai corect să, să fii fățarnic. Să te dai drept ceea ce nu ești. E corect? Frații mei, omul ăsta când a fost vorba să spună ceva despre identitatea lui, omul ăsta nu s-a prezentat, nu s-a dat drept altcineva decât este în realitate. Eu sunt ăsta. Nu sunt Hristosul, nu sunt Ilie, nu sunt prorocul. Atunci când ne prezentăm cine suntem în realitate, dragii mei, care este identitatea noastră spirituală în modul cel mai serios, atunci dăm dovadă și de sinceritate și de smerenie. Când dreptăm gândurile și privirile spre Domnul Isus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, Ioan se prezintă aici pe sine ca pe omul care cunoaște ceea ce alții nu cunosc. Și ascultați ce spune el aici, în, în pasajul acesta. Eu botez cu apă, versetul 26. Dar în mijlocul vostru este unul, sau stă unul, pe care voi nu-l cunoașteți. Dar tu, Ioan, îl cunoști? Ce ziceți să-l cunoștea? Pe păi cum să nu-l cunoască? Doar era rudenia lui, acum nu știu precis ce grad de rudenie, dar când îngerul a venit la Maria să-i aducă vestea că va rămâne însărcinată și va naște pe Mântuitorul Lumii, a zis, iată și rudenia ta Elisaveta e însărcinată în a șasea lună. Deci erau rudenii, cum să nu-l cunoască? Dar, dragii mei, dar Ioan nu-l cunoștea așa ca pe, nu știu, verișorului sau cine știe ce grad de rudenie. Poate și iudeii știau ceva despre Isus, fiul lui Iosif, al Mariei, născut acolo, locuind acolo. Dar nu așa. Zicea eu botezătorul în acest capitol mai departe, undeva, eu nu-l cunoșteam. Adică nu-l cunoșteam așa cum îl cunosc acum. Dar cel ce m-a trimis să botez, mi-a zis, acela peste care vedea Duhul Sfânt coborându-se, El este. Cine El este, frații mei? Știți că nu, nu mai târziu a strigat Ioan, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așa o cunosc. Dar voi nu-l cunoașteți. Întrebarea e următoarea. Dacă Ioan a reușit să-l cunoască nu ca pe unul dintre neamurile lui, ci să-l cunoască, dragii mei, așa cum vrea Dumnezeu să-l cunoască, mielul lui Dumnezeu, cum a ajuns să-l cunoască? Prin descoperire dumnezească. Tocmai v-am spus mai înainte, acela peste care vedea Duhul sunt coborându-se, el este. Acum vreau să vă întreb, frate și sorori, dumneavoastră, când vă prezentați identitatea, puteți zice, eu sunt omul care cunosc ceea ce alții nu cunosc, adică îl cunosc pe Domnul altfel decât cunoaște lumea asta? Puteți spune asta? Frate și sorori, ar trebui să spunem asta. Când Pavel scrie Corintenilor, zice la un moment dat așa, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, toată lumea creștină, dragi mei, zice că cunoaște pe Hristos, într-un anume fel. Chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem așa. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna. Deși și n-ar fi rău din când în când să mai facem câte o provocare am ajuns să nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Că dacă am ajuns să nu-L mai cunoaștem în felul lumii, trebuie să fie avut, dragii mei, o descoperire cumva, să ni se facă cumva descoperit, printr-o anumită experiență de viață. Știți, Filip l-a chemat într-o zi pe Natanel și a zis, să i-a spus într-o zi lui Nathanel, a depus o mărturie, noi am găsit pe Mesia, acela despre care a scris Moise în lege, prorocii. A zis Natanel, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. Și-l-a luat Filip și l-a dus la Domnul. Finalul acelei experiențe, dragii mei, arată că Natanael a reușit să-l cunoască altfel decât l-a cunoscut înainte. Sau decât îl cunoșteau ceilalți judei, Pentru că într-un final omul ăsta a zis, rabii, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Dar de unde ai tras concluzia asta? Din întâlnirea mea cu el și din experiența pe care, avut -o, pe care am avut-o. Dar ce experiență ai avut? Când s-a apropiat Natanael de Domnul Iisus Hristos, Domnul a făcut următoarea remarcă despre el. Iată un israelit în care nu este niciun vicleșug. Și a zis Natanael, Te de unde mă cunoști? Te am văzut. Înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochim. O frântură de viață, când erai sub Zbocchin. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. O experiență din viața lui Nathanel pe care poate nu o știa oricine sau o știau foarte puțin, o știa Domnul. Când omul acesta a descoperit că stă în fața unui care îl cunoaște, îl cunoaște în detaliu, cunoaște poate ascunsuri din viață, Omul ăsta a ajuns să-L cunoască pe Iisus altfel decât până atunci. Adică Fiul lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel. Ucenicii erau cu Domnul de ceva vreme, erau într-o într noapte pe Marea Galilei, pluteau acolo, a venit furtuna, era întuneric, valuri, vânturi care băteau amenințător. Spuneți-vă de Scriptură că apare deodată Uh, o arătare așa în besna acea noapte aceea, ucenicii s-au temut că este o nălucă, Domnul a strigat, nu vă temeți, eu sunt, are loc experiența aceea lui Petru care umblă pe ape, Domnul smulge din valuri și intră în corabie. Când a pășit în corabie, spune Sfânta Scriptură în Matei capitolul 14, au stat vânturile. s au făcut liniște. Știți că experiența asta i-a determinat pe, pe ucenici să spună așa, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, omul care ar trebui să fim noi, identitatea noastră, dragii mei, omul care cunoaștem ceea ce alții nu cunosc, îl cunoaștem pe Hristos, ca venit de la Dumnezeu din ceruri, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul nostru personal, când îl cunoaștem așa, dragii mei, ascultați-mă bine, reușim să apelăm la resursele lui. Și vreau să vă întreb, are Domnul Isus Hristos resurse pentru fiecare din locul acesta? Care din locul acesta are nevoie de iertare de la Dumnezeu? Are cineva de nevoie de iertare de la Dumnezeu? Eu am nevoie de iertare de la Dumnezeu. Aveți nevoie? găsesc resursa asta în Fiul lui Dumnezeu sau nu o găsesc, frații mei? Și ți-a venit, au venit oamenii aceia și l-au adus pe slăbănogul acela, l-au lăsat prin acoperiș, că toată zona aceea era era plină de oameni, l-au lăsat înaintea Domnului și Domnul s-a uitat la el și a zis, Fiule, păcatele sunt iertate. Astăzi, Dumnezeu, în Hristos Domnul, mai zice despre, despre noi dacă vrem să-L cunoaștem, păcatele vă sunt iertate. Multe, mari, de mult și de, de, recent, și mai recent. Îți sunt iertate. Apelez la el. Când femeia aceea din a venit la fântână aceea, a găsit pe Domnul acolo, a văzut că e iudeu, nu știa prea multe decât că e iudeu, a zis Domnul Iisus Hristos așa. Dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dăm să beau. Adică dacă l-ai cunoaște, altfel decât îl cunoști acum. Acum îl cunoști ca un simplu iudeu. Are ținută de iudeu, stă aici obosit lângă fântâna asta și are nevoie de apă, zice, dăm să beau. Dacă l-ai cunoaște altfel, dacă ai ști cine este cel ce zice, dăm să beau, tu i-ai cere. Și el ți-ar da apă vie. Ai face apel la resurse pe care le are. Apă vie. Eu am nevoie de apă vie. Și mă rog de multă vreme pentru asta, pentru mine și pentru biserica lui Dumnezeu și pentru familia mea. Mă rog Dumnezeu din cer să deschidă un izvor de apă, dacă am ști cine este El. Dragii mei, nu în mod tradițional, în mod cultural, cultură creștină, dragii mei, ci să-L cunosc pe El printr-o descoperire dumnezească, printr-o experiență personală cu El. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Aveți nevoie de resurse de la el? Mă duc un pas mai departe și să văd cât pot să spun până e timpul să închem, dragii mei. În al treilea rând, când este întrebat despre identitatea lui, Ioan vorbește despre sine ca despre omul în viața căruia se împlinesc scripturile. Cum stă întrebarea aceasta întoarsă pe toate părțile. Cine ești tu? Ești Hristosul? Ești Ilie? Ești prorocul? Dar bun, dacă nu ești, cine ești? Ce spui tu despre tine însuți? Și ascultați ce spune omul acesta despre sine. Sunt glasul celui ce strigă în pustie neteziți calea Domnului. Știți mai departe? Frate și surori, haideți spuneți mai departe. Cum a zis prorocul adică cum scrie în Biblie? Eu sunt ăsta despre care scrie în Biblie. Frații ați descoperit în viața Domnului Iisus Hristos că de de foarte multe ori se spune despre El sau a făcut anumite lucruri ca să împlinească ce scrie în Biblie. Ați descoperit asta? Spune Matei capitolul 2 că a venit și a locuit undeva într-o cetate numită Nazaret. De ce? Era mai frumoasă decât celelalte de cetăți din țara lui Israel? Mai bogată? Nu, frații mei. Ca să se împlinească ce au zis prorocii, el va fi chemat nazarinian. După aceea, după o altă vreme, spune capitolul 4 din Evanghelia după Matei, s-a mutat din Nazaret la Capernaum, țara lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce spune prorocul Isaia. Undeva în alt capitol, tot în Evanghelia lui Matei spune că undeva spre seară au adus la el pe toți cei stăpâniți de duhuri din zona aceea, prin cuvântul lui el i-a eliberat și a vindecat pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce spune profetul. A luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Mă ziceți bine, bine, dar despre el, el scrie în Biblie. Despre Isus scrie în Biblie. Dar scrie despre mine în Biblie. Frații mei, scrie despre noastră în Biblie. Chiar sigur? Adică îmi pun numele meu și zic despre mine. Relu Moldovan, scrie în Biblie. Despre Maria de aici din biserică, scrie în Biblie. Despre Ana, despre, nu știu, Ovidiu, nu știu, scrie în Biblie. frați și surori, ca să pot zice, se împlinește în viața mea Scriptură. Haideți să vă dau câteva exemple. A zis Domnul Iisus Cristul la un așa. Voi sunteți sarea pământului. Acum, în, în loc de pronumele acesta, voi puneți-vă numele. Eu, ziceți, cum ziceți, sunt sarea pământului. Scrie în Biblie despre dumneavoastră. Voi sunteți lumina lumii voi sunteți, zice Domnul Sunt Hristos în, în Evanghelia după an, prietenii mei. Frate și sorori, vă dați seama că despre mine scrie în Biblie? Nu doar despre eu am botezătorul. Vă dați seama că despre dumneavoastră scrie aici în Biblie, vă dați seama? Și atunci, dragii mei, ce ar trebui să fac? Ar trebui să cunosc ce scrie în Biblie despre mine. Și să aflu care sunt responsabilitățile mele scrise aici în Biblie, în dreptul meu. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce-și mai primi înapoi puterea de a săra? Nu-i bună decât să fie aruncată. Și datoria mea este, dragii mei, de aici, din Scriptură, să împlinesc asta, să nu pierd niciodată gustul. Voi sunteți prietenii mei. Dragii mei, extraordinar să, să pot să spun: Îți prieten cu Domnul Isus Hristos, îți prietenul Domnului. El m-a numit așa. Nu eu mi-am câștigat de dreptul acesta să mă prietenesc cu El. să am prietenit El mai întâi cu mine. Dar e acolo o responsabilitate. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă poruncesc eu. Cine sunt eu? E întrebarea care mă frământă. Cine sunteți noastră, dragi mei? Ar trebui să vă frământe această întrebare. Sunt omul care nu mă dau altul, drept altul? Adică ce sunt, asta spun. Oamenii să mă cunoască ca și pe un copil al lui Dumnezeu. Nu contează, dragii mei, ce pierderi vin din asta. Nu contează, dragii mei, că vor spune tot felul de lucruri rele neadevărate despre mine am curajul să spun, sunt copil al lui Dumnezeu. În viața mea se împlinesc scripturile. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să avem un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu și în rugăciunea aceasta să-mi pun această întrebare, Doamne, cine sunt eu? Dacă n-am fost preocupat până acum de asta. Știți că într-o zi, Dumnezeu din cer, Domnul Iisus Hristos, se va uita la noi și va avea treabă cu identitatea noastră, știți? Spune în Evanghelia după Luca la capitolul 13 că stăpânul se va ridica și va încuia ușa odată. Și o va încuia. Și voi veți rămâne afară și veți începe să bateți, să ziceți deschidene. Dinăuntru va zice, dar cine sunteți voi? Cum adică cine suntem? Nu ne știi? Nu ne știi? Doamne, nu ne știi? Păi noi am fost acolo pe ulița noastră când tu ai învățat pe norod. Chiar nu ne știi? Cum adică cine suntem noi? Nu știi că am stat la masă, am mâncat cu tine, am băut cu tine? Nu știi asta? Cum întreb cine suntem? La domnul, nu, nu. Că nu-i destul să fi fost în ulițele tale să te învăți sau să stai la masă? Identitatea voastră este asta. Lucrători ai fără de lege. Nu vă puteți da drept altcineva astăzi.